Spuneți-ne ce înțelegeți prin mântuire și intrarea în împărăția cerurilor. Dacă cineva înțelege altfel aceste lucruri, spuneți-ne și nouă. Fraților și surorilor, Biblia vorbește foarte clar despre mântuire și intrarea în împărăția cerurilor, căci prin credința din inimă se primește dreptatea și prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea. Amin. Amin. Noi am fost mântuiți prin credința în Isus. Odată mântuiți, așa suntem pe veci. Când sosește Domnul, vom intra în împărăția cerurilor. Amin. Amin. Noi am acceptat deja mântuirea Domnului Isus. Suntem mântuiți pe vecie. Din acest motiv vom intra în împărăția cerurilor. Amin. Amin. Fraților și surorilor, uitați cum înțeleg eu mântuirea și intrarea în împărăția cerurilor. A spune odată mântuiți suntem mântuiți pentru totdeauna și putem intra în împărăția cerurilor ține de născucirile omului nu respectă cuvintele lui Dumnezeu. Domnul Isus nu a spus că mântuirea prin credință ajunge pentru a intra în împărăția cerurilor. Domnul Isus a spus că doar cei care fac voia Tatălui Ceresc pot să intre în împărăția Lui. Doar cuvintele Domnului Isus sunt adevărul. Ideile oamenilor nu sunt adevărul, nu se intră în împărăția cerurilor pe baza lor. Fraților și surorilor, referitor la mântuirea prin credință, această mântuire este doar iertarea păcatelor, a nu fi găsit vinovat după lege. Omul mântuit nu se află pe calea lui Dumnezeu și nu e sfânt și nu intră în împărăția cerurilor. Deși suntem iertați de păcat, păcatele noastre nu dispar. Adeseori păcătuim și ne împotrivim lui Dumnezeu. Cum să intrăm în împărăția cerurilor? Biblia spune, sfințirea, fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. A spune că cei ce păcătuiesc pot intra în împărăția cerurilor nu este corect. Îndrăzniți să spuneți că cei ce păcătuiesc trăiesc în împărăția cerurilor? Ați văzut vreun om necurat în împărăția cerurilor? Domnul este drept și sfânt. Iar primi Domnul în împărăția cerurilor pe cei ce păcătuiesc des? Domnul Isus a spus cândva, adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclav al păcatului. Și sclavul nu rămâne veșnic în casă, însă fiul rămâne veșnic. Astfel, sclavii păcatelor nu vor intra în împărăția cerurilor. Dacă cei mântuiți prin credință ar putea intra în împărăția cerurilor, atunci de ce a spus Domnul Isus? Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor ci doar acela care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. De ce a spus El că va separa caprele de oi și bobul de neghină? Deci cei care sunt mântuiți prin credință vor putea intra în împărăția cerurilor este fals. Cuvintele Domnului Isus contrazic această idee. De ce e complicată intrarea în împărăția cerurilor? Harul Domnului Isus este asemenea unor benzi de iubire, dacă le apucăm bine, vom fi luați în împărăția cerurilor. Voi nu aveți destulă credință. Cum să intrați în împărăția cerurilor? Amin. Amin. Așa este. Ne bazăm pe harul Domnului Isus. Prin har ne mântuim și intrăm în împărăția cerurilor. Amin. Amin. Așa, așa, este. este. Fratelan, sorăliu, nu este așa. Noi am crezut că mântuirea înseamnă intrarea în împărăția cerurilor. Acum îmi dau seama că nu respectă cuvintele Domnului Isus. Domnul Isus nu a spus cei mântuiți vor intra în împărăția cerurilor. Așa ne-am închipuit și am crezut noi. Frate Lan, soră lui, mântuirea nu ne duce în împărăția cerurilor. Nu merităm să intrăm în împărăția cerurilor. Domnul a spus că doar oamenii care fac voia Tatălui Ceresc pot intra în împărăția cerurilor. În împărăția cerurilor nu se intră atât de ușor cum am crezut. În Biblie se spune: Cine va aduce vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îi îndreptățește. Cine este cel care îi va condamna? Amin. Amin. Asta arată că suntem iertați de păcate prin răstignirea Domnului Isus. Domnul nu ne mai consideră păcătoși. Cine ne mai poate acuza? Amin. Amin. Frați și surori, în Biblie scrie cineva aduce vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Să înțelegem acest pasaj. Cine sunt aleșii lui Dumnezeu? Cei ce păcătuiesc des, care îl vând pe Domnul, care fură jertfele, adulterii, sfioșii și fariseii ipocriți, ei sunt aleșii lui Dumnezeu? Dacă oricine crede în Dumnezeu este ales, atunci de ce spune Apocalipsa? Afară sunt câinii, vrăjitorii, cei desfrânați, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește și practică minciuna. Astfel, nu toți cei ce cred în Dumnezeu fac parte dintre aleși. Doar cei ce-L slujesc și îl iubesc pe Dumnezeu, cei care îi sunt martori adevărați, sunt aleși. Avram, Iov și Petru l-au ascultat și venerat pe Dumnezeu. Au fost martori buni. Dumnezeu a aprobat faptele lor. Nimeni nu îi poate acuza. A spus Dumnezeu că toți credincioșii sunt drepți? Majoritatea lor păcătuiesc adesea și se opun lui Dumnezeu. Este un lucru cert. Domnul Isus nu a spus că majoritatea credincioșilor sunt drepți. Așa că aleșii lui Dumnezeu sunt cei ce fac fapte bune și urmează voia Lui Dumnezeu. Nu sunt de acord cu ce spui. Este scris că așadar pentru cei care sunt în Hristos Iisus nu mai este acum nicio condamnare. Noi credem în Iisus Hristos, așa că vom intra în împărăția cerurilor. Amin! Așa este. Cine este în Hristos Iisus nu va fi osândit. Sigur vom intra în împărăția Lui Dumnezeu. Amin! Fraților, Credeți că dacă omul crede în Isus Hristos, el este deja în Isus Hristos? E o născocire. Cei care sunt în Hristos Isus nu se referă la toți cei ce cred în Domnul Isus. Majoritatea celor care cred în Domnul Isus nu pot obține slava lui Dumnezeu. Exact cum a spus Domnul Isus, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Dintre cei ce nu sunt aleși, unii cred în Domnul doar pentru beneficii temporare. Alții nu ajung să iubească adevărul, nici nu îl practică. Iar alții se opun lui Dumnezeu făcând rele. În special, conducătorii religioși, cei mai mulți dintre ei, urmează calea fariseilor. Toți sunt antihriști. Unii cred în Dumnezeu de formă. Spuneți că toți cei care cred în Domnul Isus sunt deja în Hristos Isus. N-are nicio noimă. Așadar, pentru cei care sunt în Hristos Isus, nu mai este acum nicio condamnare. La cine se referă, de fapt, acest verset? La cei ce respectă poruncile lui Dumnezeu, practică adevărul și se supun lui Dumnezeu. Adică la cei ce caută adevărul și dobândesc viață, care se supun lui Hristos, nu se opun lui Dumnezeu și sunt compatibili cu Hristos. Aceia sunt oamenii care sunt în Hristos. Evident că nu toți cei care cred în Domnul Isus sunt în Hristos Isus. Dumnezeu nu recunoaște orice credință. Domnul Isus a spus, Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune limpede, Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine voi, cei ce săvârșiți fără de legea. Oare toți cei ce au prorocit, au alungat diavoli și au lucrat în numele Domnului, sunt în Hristos? nu au fost cu toții osândiți de Dumnezeu? Drept urmare, credința în Isus Hristos și a fi în Hristos sunt lucruri diferite. Cei care cred în Domnul, dar nu pot câștiga slava Lui, nu sunt în Hristos, deoarece lucrarea de mântuire a Lui Dumnezeu nu purcede așa cum se crede. Nu toți cei ce cred în Dumnezeu pot fi mântuiți. Mulți dintre ei vor fi eliminați, mai ales cei ce au primit adevărul și tot păcătuiesc. Printre păcate sunt furtul jertfelor, lepădarea de Dumnezeu, trădarea Lui, nepracticarea adevărului, sfioșenia sau adulterul. Dumnezeu se va lepăda de acei oameni. Cei care comit fapte rele vor fi pedepsiți. Așa cum scrie în Evrei 10, 26. Dacă noi păcătuim în mod intenționat după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este nicio jertfă pentru păcat. Astfel, nu toți credincioșii Domnului sunt în Hristos. Doar cei ce iubesc adevărul, pot să caute adevărul, se supun lui Hristos și îl cunosc cu adevărat. Nu-și fac idei despre Hristos, nu se răzvrătesc și nu îi se opun. Inima lui Hristos e a lor și fac voia lui Dumnezeu. Ei sunt oamenii care sunt în Hristos. Ei vor obține slava lui Dumnezeu și vor intra în împărăția Lui. Deci, credința în Domnul și a fi în Hristos au fost mereu diferite. Nu toți cei ce cred în Domnul sunt în Hristos și nu vor fi osândiți, ci doar cei ce fac voia Tatălui Ceresc. Ei vor intra în împărăția cerurilor. Da. Dacă un om nu ascultă de Domnul, ci se opune lui Dumnezeu, el va fi osândit de Domnul. Este adevărat și semnificativ Cred în Domnul de mulți ani, dar nu i-am auzit vreodată pe pastori să predice așa ceva. Trebuie să mai ascultăm. Oamenii păcătuiesc, dar jertfa de păcat a Domnului Iisus este eternă. Dacă ne spovedim, Domnul ne iartă. Fiind fără de păcat, Domnul ne va primi în împărăția cerurilor. Așa este. Domnul Iisus ne va ierta toate păcatele. Sigur intrăm în împărăția cerurilor. Amin! Fraților și surorilor, Domnul Isus a iertat păcatele omenirii, dar oamenii tot au păcate. Suntem încă sclavii păcatelor și nu am ajuns la sfințenie. Domnul Isus iartă păcatele omului. Ce înseamnă păcat în acest context? Înseamnă furt, adulter și altele, orice încalcă legile, poruncile sau cuvintele lui Dumnezeu orice împotrivire sau judecată de Dumnezeu este tot păcat. Orice hulă contra sa este un păcat de neiertat. În epoca Harului, Domnul Isus a fost jertfa de păcat a omenirii. Doar cei ce s-au rugat Domnului și s-au căit, nu vor fi osândiți sau omorâți. Dumnezeu nu-i va mai considera păcătoși. Omul iertat de păcate se poate ruga direct Domnului și poate împărtăși Harul Lui. Asta înseamnă păcatele sunt iertate. Deși păcatele au fost iertate prin jertfa de păcat a Domnului Iisus, oamenii tot păcătuiesc și se opun lui Dumnezeu. Natura oamenilor rămâne păcătoasă, așa că ei se pot opune și îl pot răda pe Dumnezeu. Sunt ei vrednici să intre în împărăția cerurilor? După cum spune Dumnezeu atotputernic, Un păcătos ca tine, abia răscumpărat, neschimbat și nedesăvârșit de Dumnezeu, poți fi tu pe placul său, căci tu, care încă ești cu sinele tău vechi, ai fost mântuit de Isus și nu ești socotit păcătos, grație mântuirii lui Dumnezeu, dar ești tot păcătos și lipsit de puritate. Cum poți fi sfânt dacă nu ai fost schimbat? Ești plin de necurățenie, egoism și răutate, dar tu vrei să cobori cu Isus. Există ceva atât de minunat? Ai pierdut un pas, ai fost doar răscumpărat, dar nu ai fost schimbat. Pentru ca tu să-i fii pe plac, Dumnezeu trebuie să te schimbe și să te curețe personal. Dacă ești doar răscumpărat, nu poți să atingi Sfințenia. Și nu vei avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că ai pierdut un pas în lucrarea lui Dumnezeu de a gestiona omul, etapa cheie a schimbării și perfecționării. Și astfel tu, un păcătos care tocmai a fost răscumpărat, ești incapabil să primești direct moștenirea lui Dumnezeu. Frați și surori, lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus doar a iertat păcatele omului, nu a schimbat și firea lui coruptă. Aroganța, egoismul, lăcomia, minciuna și alte părți ale firii lui satanice nu dispar. Firea coruptă este mai adâncă și mai tenace decât păcatul. Din cauza ei ne opunem lui Dumnezeu. Dacă firele satanice nu sunt schimbate, oamenii vor continua să păcătuiască, să-i se opună lui Dumnezeu și să îl judece. Când suferă și sunt persecutați, pot să-l trădeze ca iuda când au putere, pot întemeia regate opuse lui Dumnezeu. Unii fură jertfele lui Dumnezeu și îi jignesc firea. Ei vor fi nimiciți de Dumnezeu. Cei mai mulți pastori și lideri religioși nu respectă cuvintele Domnului Isus și reinterpretează Biblia. Iau cuvintele oamenilor drept ale lui Dumnezeu. Ei nu mărturisesc despre cuvintele Domnului Isus. Credincioșii se închină lor și nu mai au niciun loc pentru Domnul Isus în inimile lor. Credincioșii ajung controlați de liderii religioși, mai ales când Domnul Isus se întoarce pentru a-și face lucrarea de judecată. Pastorii nu studiază lucrarea lui Dumnezeu. Ei îi condamnă lucrarea, îl judecă și cârtesc. Scornesc minciuni pentru a înșela pe credincioși. Sunt dușmani declarației lui Dumnezeu și îi jignesc firea este o împotrivire de neiertat față de Dumnezeu. Sunt mai sfruntați decât fariseii care îi se opuneau Domnului Isus. Corect. De aceea, dacă natura vrășmașă lui Dumnezeu nu se schimbă, dacă firea lor coruptă nu este curățată, vor fi gata de orice ca să se opună lui Dumnezeu. Cum să intre ei în împărăția lui Dumnezeu? De aceea, potrivit planului său de gestionare a mântuirii omenirii și adevăratelor nevoi ale omenirii corupte, Dumnezeu exprimă multe aspecte diferite ale adevărului în zilele de pe urmă și își desfășoară lucrarea care îndeplinește profeția din Biblie, judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și va pune capăt controlului naturii satanice asupra omenirii. Astfel, oamenii vor scăpa de firea lor satanică și nu îi se vor mai opune lui Dumnezeu. Numai atunci vor fi curățați și vor intra în împărăția cerurilor. ascultându-i pe ei, chiar simt că mă învălui în păcat. Da, oamenii plini de păcate nu vor intra în împărăția cerurilor. Asta e sigur. Credem în Domnul de mulți ani. Deși nu comitem păcate evidente, ne abatem adeseori de la cuvintele Domnului Isus. Ne lăsăm mânați de dorințe și ne opunem lui Dumnezeu. Da, ne trebuie o altă etapă a lucrării lui Dumnezeu pentru a ne schimba naturile păcătoase. Așa este. Frații și surori, Domnul Isus a făcut doar lucrarea de răscumpărare. Așadar, în timpul epocii Harului, oamenii nu puteau să scape de păcate oricât de mult se străduiau sau citau Biblia. În zilele de pe urmă, Dumnezeu începe lucrarea sa de judecată de la casa lui potrivit pașilor din planul său de gestionare pentru mântuirea omenirii. Prin lucrarea lui, el va curăța și va schimba omenirea. Să citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune, Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a desăvârșit doar răscumpărarea omenirii și a devenit jertfa de păcat dar nu l-a scăpat pe om de firea lui stricată. De plină mântuirea omului de influența satanei, nu a necesitat doar ca Isus să preia păcatele omului ca jertfă pentru păcat, ci și ca Dumnezeu să facă o lucrare mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui care a fost stricată de satana. Și astfel, după ce omului au fost iertate păcatele. Dumnezeu s-a întrupat pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Și munca aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei ce se supun stăpânirii lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața prin jertfa de păcat, omului s-au iertat păcatele, căci lucrarea răstignirii a ajuns deja la sfârșit, iar Dumnezeu l-a biruit pe satana. Dar, de vreme ce firea pervertită a omului încă rămâne în el, omul poate încă să păcătuiască și să-i se să împotrivească lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu câștigă omenirea. Acum, Dumnezeu dezvăluie firea omului prin cuvânt, și cere să urmeze calea dreaptă. Această etapă este mai semnificativă decât cea anterioară, dar și mai rotnică, căci acum cuvântul dă viață omului și permite ca firea omului să fie pe deplin rennoită. Este o etapă a lucrării mult mai profundă. Prin urmare, întruparea din zilele de pe urmă, a completat semnificația întrupării lui Dumnezeu și a încheiat complet planul lui Dumnezeu de gestionare pentru mântuirea omului. Bine! Minuna! Minunat! Cuvintele lui Dumnezeu, puternic puternice! Minunate! Cuvintele lui Dumnezeu arată că lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus a pus temelia pentru lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Iar lucrarea de judecată din zilele de pe urmă este miezul ei. Este cea mai importantă parte a mântuirii. Trăind lucrarea lui Dumnezeu în epoca harului, suntem iertați de păcate, dar nu putem fi eliberați de ele. Numai lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă poate lucra adevărul necesar în oameni. Le permite să-l cunoască cu adevărat pe Dumnezeu, să-l asculte și să fie așa cum vrea Dumnezeu. Așa va împlini Dumnezeu planul Său de gestionare pentru mântuirea omenirii. Vorbele lor nu pot fi combătute. Fulgerul de la răsărit chiar deține adevărul. Fraților, ne-ați citit deja atâtea cuvinte ale Lui Dumnezeu Atotputernic. Mă lași și pe mine să citesc cuvintele Lui Dumnezeu Atotputernic? Sigur! Slavă, Slavă lui, lui Dumnezeu! Fraților, simt că sunt atât de bune cuvintele Lui Dumnezeu Atotputernic. Pot să citesc și eu? Vreau și eu să le citesc! Slavă, Slavă lui, lui Dumnezeu! Dumnezeu. Cuvintele Lui Dumnezeu a tot puternic vor fi dăruite tuturor celor ce tânjesc după dreptate. Și eu vreau una. Și eu vreau să o citesc. Fraților, vreau să o citesc și eu. Frate, cuvintele Lui Dumnezeu tot puternic sunt adevărul. Și tu ar trebui să le citești. Mm -hmm. Vreau să o citesc. Slavă Lui Dumnezeu! Frate, vreau și eu un exemplu. Slavă, Slavă Lui Dumnezeu. Dumnezeu! De când așteptăm aceste cuvinte? Frate Fan... Astăzi am văzut cu ochii mei autoritatea cuvântului lui Dumnezeu tot puternic. Chiar poate cuceri oameni. Este minunat. Dumnezeu ne înalță cu adevărat. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă Domnului! Slavă lui Dumnezeu! Slavă Domnului! Este grozav! Poftim, frate! Slavă lui Dumnezeu! Dă-mi un exemplar! Bine! Slavă Domnului! Slavă lui Dumnezeu! Frate Lang! Sărăman. Liu! Sură o iau! Slavă, Slavă, lui Slavă, lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu!